Urmărirea s-a făcut pe două bulevarde intens circulate, unul Mai și George Enescu, pe strada Scurtă, iar păduralul în stare de ebrietate a trecut cu mașina în zigzag, inclusiv prin fața sediilor poliției municipiului Suceava, dar și a IPJ. La un moment dat, un echipaj de polițiști i-a luat urma, iar în momentul în care pădurarul a oprit mașina în cartierul Opcini, oamenii legii l-au luat la întrebări și i-au cerut actele. Șoferul băut a încercat să fugă, iar atunci un polițist local a sărit să-l imobilizeze. Polițistul local a fost lovit cu capul în gură de către șoferul recalcitrant și mult nu a lipsit să fie și mușcat de ureche. El a ajuns la spital, unde a necesitat îngrijiri medicale. După ce a fost imobilizat, pădurarul a fost dus la poliția municipiului Suceava pentru audieri. Acesta a refuzat categoric să meargă la spital pentru a-i se recolta probe biologice de sânge. Lovit niște mașini pe traseu de la zona Arcașului până aici. Am înțeles că s-au chinuit și l-au dat jos din mașină, după aia s-au chinuit și l-au băgat în dubă. După ce l-au băgat în dubă, la un moment dat unul s-o șters cu niște batiste în astea de hârtie la nas. Probabil în altercația care era, cred că s-a lovit la nas. Ce-a lovit polițistul? Aici, la nas. Ce v-ați oprat băut la volan? Eu nu. Câte mașini ați avariat? Niciuna. De ce ați fost reținut? Merge. Hai, lasă că văd. Niciuna. Un domn, conducător auto, ar fi lovit mai multe mașini în trafic și, bineînțeles, a plecat la fața lor. Am solicitat numărul domnului care era în spatele lui Rodmărea, am ținut legătura prin telefon cu domnul respectiv, până în clipa în care am reușit să ajungem în autospeciala, la locul unde respectivul cetățean, conducător auto, calitatea de conducător auto, oprise mașina. Eu tocmai se vedea jos în mașină. Am încercat să-l ieșim, mi-am dat seama că este băut, se vedea că era băut. A refuzat să se ieșim, a refuzat să conlucreze. S-a urcat înapoi la volan, sub pretextul pe când caută actele. În clipa în care mi-am dat seama că eu de fapt căuta cheie pentru a porni, pentru a pleca de acolo. Am încercat imobilizarea. Imobilizarea conducătorului auto, fapt care, mă rog, domnul, neputând folosi mâinile, așa cum vă spuneam, fiind imobilizat, am încercat să mă muște de ureche, nu a reușit și atunci mi-a dat capul în față. Pădurarul a fost reținut noaptea trecută pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru ultraj, pentru că a condus în stare de ebrietate, dar și pentru că a refuzat recoltarea cu probe.